Invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea lui Luca. Am hotărât să citesc un text pe care îl știți și o poveste pe care o știți și dacă nu ați citit Biblia până acum. Și am să citesc de la Cartea lui Luca, capitolul 1, de la versetul 26. Un text care ne va folosi astăzi evangelizării pe care dumneavoastră ați organizat-o. Cuvântul Domnului, de la versetul 26, Luca, capitolul 1. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se spunea stearpă, este acum în a șasea lună, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Și să spuneți: slăvit să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fie numele Lui. Dați-mi voie să vă încep așa un pic mai neobișnuit cu felul în care încep eu predicile. Știți, pentru predicatori o să vă zic așa ceva din culise: cel mai greu e să-și aleagă predica. Atâta de greu e până mi-aleg cuvântul, să atent la cântări, mă uit în jurul meu, la ce popor e, mă rog, îi spun: Doamne, te rog, dăm și spunem din toate predicile pe care mi le-ai dăruit, ce să predic poporului, pentru că e foarte important să vă predic ceea ce aveți nevoie. Și mi-am adus aminte aici, stând pe bancă, pe vremea când am început să predic, aveam o singură predică. Și dacă mă întrebai ce predic, știam ce predic de când plec de acasă. Acum e mult mai greu, acum s-au schimbat lucrurile. Și în seara asta am ales textul acesta, dragii mei, deși cred că l-ați auzit, poate s-o citit zilele trecute pe la dumneavoastră, că a trecut prin sărbătorile acestea, pentru că și personajul și povestea o cunoașteți cu toții. Și dacă ai citit Biblia, și dacă n-ai citit Biblia niciodată și ești într-o biserică penticostală, poate pentru prima oară în seara asta, și povestea, și personajul despre care se vorbește, știi despre el. Ai auzit atâtea și atâtea lucruri despre fecioara aceasta, despre fetița aceasta și despre povestea aceasta. Scumpii mei, în seara asta o să vreau să vă spun câteva lucruri despre Dumnezeu și despre împărăția Lui și despre ce face El. Acum vă spun ce se întâmplă. Noi așteptăm de multe ori și vedeți, suntem o generație de oameni curioși. Frate, dar de ce e așa? Mă opresc cu oamenii la sfârșitul evanghelizorului. Domnul Bogdan, dar cine l-a creat pe Dumnezeu? Și îi spui la om că Dumnezeu a spus că El este, a fost și va fi, slăvit să fie numele Lui. Nu înțelegeți dumneavoastră asta. Explicați-mi dumneavoastră care sunt cei mai buni pe Biblie în seara asta. Explicați-mi dumneavoastră cum Dumnezeu este, a fost, este și va fi. Nu, explicați-mi lucrul ăsta. Oameni buni, în seara asta vreau să vă spun un lucru. N-am cum să vă explic toată măreția lui Dumnezeu. E atât de măresc Dumnezeu, e atât de mare Dumnezeu, încât nu poate fi explicat și înțeles de mintea noastră. În seara asta trebuie să credem ce spune Biblia. În seara asta trebuie să credem ceea ce cuvântul ne spune. Dar în istoria acestei omeniri a fost un om pe nume Moody. Unii ați citit despre el. Omul acesta avea o capacitate să prezinte unele adevăruri ale lui Dumnezeu în imagini, ca omul să înțeleagă.
Și acum o să iau o imagine pe care omul acesta lui Dumnezeu a prezentat-o și o să mă leg de ea și în jurul acestei imagini și în jurul acestui text o să vorbim astăzi despre împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta spunea în felul următor: în momentul în care Eva ia din fructul oprit, îi dă și lui Adam, intră păcatul în lume și desfințează un lucru și spune în felul următor: niciunul dintre noi nu ne-am născut în credință. Cine e astăzi poate pentru prima oară într-o biserică penticostală și spune m-am născut în credință, aș vrea să vă dezamăgesc, ne-am născut în păcat, oameni buni. Dacă ne nășteam în credință, până la 25 de ani îl slujeam pe Dumnezeu. Dacă ne nășteam în credință, fratele meu care are 35 de ani și când mă uit în ochii lui și spun: omule bun, ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de mântuire, și el se uită la mine și spune: nu cred. Și atunci n-ai cum să te naști în credință. Și musulmanii, și indușii, și atâtea religii pe pământul acesta, și oameni care se închină prin India, la vaci, la șoareci, la ce mai se închină ei pe acolo, nu ne-am născut în credință, oameni buni. Ne-am născut în păcat. Și spunea omul lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu în dreptatea lui ar lăsa toate lucrurile să meargă de la sine, dacă Dumnezeu ar sta undeva în afara istoriei și doar s-ar uita și ar privi la oameni, toți suntem sortiți iadului, oameni buni. Toți. Niciunul dintre noi nu poate ajunge în cer, ci doar în iad. Suntem toți într-o groapă neagră, suntem toți într-o groapă adâncă, suntem toți în groapa pieirii, cum spune salmistul, și destinul nostru, dacă Dumnezeu nu intervine, este iadul 100%. Numai că Dumnezeu în bunătatea Lui, în dragostea Lui imensă, în groapa aia adâncă în care ne aflăm cu toții, în groapa aia în care ne naștem din pricina păcatului adamic, spune El: lasă o scară. Și numele acestei scări este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și oricine vrea să se prindă de scara asta, oricine din groapa aia neagră vrea să pună mâna pe scară, apoi vrea să pună cealaltă mână, apoi să pună un picior și să înceapă să urce, iese și poate ieși din groapa asta. Și oameni buni, în seara asta vă spun eu ce spunea omul acesta lui Dumnezeu: că toți aceia care vor și care vor pune mâna pe scară și vor ieși, Dumnezeu îi cunoaște dinainte și îi numește așa: aleșii săi. Știți ce cred în seara asta? Cred din toată inima că fiecare dintre dumneavoastră care ați venit aici, mic, mare, tânăr, bătrân, oameni care credeți că ați venit la întâmplare, poate, frați și surori care credem că am venit, că e program de biserică la Ștești și o trebuie să venim, am auzit că fac evangelizare și am venit. Oameni buni, nu există întâmplare. Eu cred din toată inima că aici sunt aleșii lui Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta, dacă suntem aleși lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, unii am pus, alții va trebui să punem în seara asta mâna pe scară și să ieșim din groapa pieirii și spun: Doamne, ajută-ne la asta. Scumpii mei, Dumnezeu are niște aleși. Și pe aleșii ăia în seara asta i-au ales. Dar ascultați-mă, Dumnezeu n-alege orice fel de om. Nu vreau să vă dezamăgesc cu câteva lucruri în seara asta. Ascultați-mă, Dumnezeu n-are nevoie de noi în cerul Lui și Dumnezeu nu o să ne bage cu forța în cerul Lui, ci doar dacă vrei să pui mâna pe scară. Ci doar dacă îți dorești în seara asta, din groapa asta neagră, să pui mâna pe scară și să spui: Doamne, ajută-mă să mă urc pe scară și să ies afară. Nu, Dumnezeu nu o să te oblige și nu o să te bage cu forța în cer. Nu aștepta că nu o să te împingă de la spate. De ce? Pentru că te-o crea liber și vrea să-ți dea dreptul să alegi. Pentru că nu vrea să te oblige. Pentru că îți arată groapa în care ești, pentru că îți arată scara care e salvarea și numele acestei salvări este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi îți spune așa: alege. Alege. Dumnezeu te-a ales mai dinainte și eu cred că aici s-a ales și lui Dumnezeu. Dar știți ce fel de oameni au ales Domnul? O să vă spun câteva lucruri despre Maria, că vorbim despre fetița asta în seara asta și o să vedeți ce fel de oameni alege Dumnezeu. 1. Spune Biblia despre fecioara, despre Maria, în versetul 27, se termină așa, numele, și ascultați-mă ce spune despre Maria: fecioarei. Știți ce înseamnă feciorie? Curată. Da. Asta putem transpune din versetul acesta. Știți ce oameni alege Dumnezeu în seara asta? Oameni care își vor dori sau care doresc să trăiască apoi curați, slăviți să fie Domnul.
Oameni buni, Dumnezeu nu trage așa de noi. Ascultați-mă, îi dură predica mea din seara asta. Nu o să tragă de noi. Hai te rog, hai vino în cer. Nu, dacă vrei și-ți dorești să trăiești curat, să te pui deoparte pentru Dumnezeu, să te sfințești, să spui lucrurile spirituale în viața ta, Dumnezeu astăzi te consideră alesul lui, slăvit să fie numele Domnului. Într-o lume murdară, frați și surori, prieteni dragi, oameni ai lui Dumnezeu, într-o lume murdară, într-o lume care se promovează lucrurile murdare, lucrurile care tinează, Dumnezeu caută oameni care să-și dorească ei să mai trăiască curați. Există două feluri de sfințenii, dragii mei. Așa spun teologii, acum zic și eu ce spun teologii. Există sfințenia pozițională pe care noi o primim prin Hristos. Știți de ce în seara asta se uită Domnul la noi? Știți de ce în seara asta Dumnezeu poate privi la noi? Știți de ce în seara asta Dumnezeu e bun cu noi? Pentru că se uită prin jertfa Domnului Iisus Hristos și pentru asta a spus slăvit să fie Domnul. Dar există sfințenia progresivă, adică te întorci la Hristos și începând din momentul A până în momentul Z, când ajungi la capătul zilelor tale hotărâte de Dumnezeu, datoria ta e să te tot sfințești, să te desăvârșești și să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Dar asta faci doar dacă vrei. Asta trebuie să alegi tu și cu mine. Știți ce spune Biblia? Fiți sfinți. Nu așteptați ca Dumnezeu să ne împingă puși deoparte. Nu așteptați ca Dumnezeu să vină cumva, să bage umărul în noi și să spună, hai mă, pune-te deoparte. Nu, Dumnezeu te alege dacă vrei să te pui deoparte. Alegerea e a ta. Știți ce îmi doresc în seara asta? Îmi doresc din toată inima ca la sfârșitul acestui program, plecând acasă fiecare dintre noi, să putem spune ce spunea Apostolul Pavel atât de frumos, cât pentru mine a trăi este să trăiesc în curăție, adică în Hristos. Oameni buni, e important. Să știți că Dumnezeu onorează oamenii care își doresc să se pună în sfințenie. Vă rugați pentru oameni aici. Postiți pentru oameni. Ați văzut lucrările lui Dumnezeu aici în adunarea voastră. Oameni buni, nu v-ați pus vreodată întrebarea că sunt oameni pe care Dumnezeu îi eliberează și sunt oameni care rămân la fel? De ce? Vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu lucrează, pentru că Dumnezeu intervine în viața celui care vrea apoi să trăiască curat, oameni buni. Că noi ne tot rugăm pentru oameni să-i vindece de picioare și apoi ce să facă? Să meargă cu ele în discotecă? Să-i vindece Dumnezeu de bol, să-i vindece Dumnezeu de tot felul de adicții și apoi ce să facă? Să-l slăvească înapoi pe diavol? Nu, oameni buni! Dumnezeu are o pretenție. Trăiți în sfințenie. Ăștia sunt aleșii lui Dumnezeu. Versetul 29 zice așa, a doua parte a versetului. Maria se întreba singură, ce putea să însemne orarea aceasta? Dați-mi voie să vă explic. Intră îngerul la ea în casă, îi aduce un mesaj. Știți care putea să fie a doua reacție a Mariei? Se întreabă Maria și parcă pare interesată, își pune întrebări cu privire la mesajul pe care îngerul l-a adus. Știți ce putea să facă Maria? Maria putea să-și încrucișeze mâinile să zică, nu, treaba îngerului. Și o să ziceți, frate Bogdan, domnul Bogdan, dar cum? Adică să vezi un înger în casa ta și să reacționezi așa, să stai cu mâinile încrucișate. Dar nu se poate așa ceva. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre voi ne-ați auzit mesajul lui Dumnezeu, din cuvântul viu și lucrător, se spunea lui Dumnezeu, și nu ați reacționat nici cum? De câte ori nu s-a predicat aici anumite lucruri și a spus, da, așa-i, și după ce ați ieșit pe ușa bisericii, nici nu v-a mai interesat. Câți dintre voi n-ați vezi poate o mamă, un bunic, o bunică, o mătușă, nu știu, un frate, un vecin care a venit și v-a spus aveți nevoie de Dumnezeu și știți cum ați reacționat de multe ori în fața cuvântului lui Dumnezeu? Brațele încrucișate și nu vă interesa de absolut de nimic. Fetița asta a fost interesată, a început să-și pună întrebări, zice ce poate să însemne asta? Pentru că a doua categorie de oameni pe care Domnul vrea să-i aleagă sunt oamenii interesați de împărăția Lui. Oameni buni, nu așteptați Dumnezeu să ne bage din pricina dragostei sale în cerul Lui. Nu. Dumnezeu alege oameni interesați. Noi vrem în seara asta să semănăm toți cu Maria și să fim interesați de cer, să fim interesați mai mulți de Dumnezeu, să fim interesați de lucrurile sfinte mai mult și mai mult și mai mult. Și acum vă pun o întrebare și tot eu o să răspund la ea. Dar de ce caută Dumnezeu oameni, doar oameni interesați?
Mă vă întreb, nu știu dacă sunt sau nu sunt patron la voi în biserică, dar întrebați un patron dacă aveți. Mergeți la un patron în trei și întrebați-l, domnul patron, ați angajat un om care nu e interesat să lucreze la dumneavoastră? Numai așa de dragul să-l țineți pe acolo pe-n curte, să-l vedeți că se plimbă și încasează banii, l-ați băga? Oameni buni, ați angajat unul, ați plătit pe cineva, ați pune pe cineva să cânte care nu-i interesat de închinare. Să vedeți într-o duminică seara aici la închinare, că trei dintre frați cântă și un al patrulea frate e plictisit, stă așa, ce, bă, nu am chef să cânt. L-ați mai pune să cânte? Nu, oameni buni, nu. Pentru că pentru orice lucrare laică avem nevoie de oameni interesați. Te interesează postul, te angajezi, nu te interesează Domnul cu tine. Credeți că Dumnezeu e altfel? Nu. Hai să vă arăt ceva. Pune-mi, te rog frumos, Matei capitolul 4, versetul 18. Acolo Hristos merge să cheme niște ucenici în slujire. Și ascultați, uitați-vă cât e de frumos versetul ăsta. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru, Sfântul Petru, cum știm noi, și pe fratele său Andrei, Sfântul Andrei, care aruncau ombreaj în mare, căci erau pescari. Și dați-mi voie să vă explic contextul acesta. Oamenii ăștia erau cu firma lor de prins pește. Oameni buni, oamenii ăștia din asta trăiau. Ăsta era venitul lor, de aici și încasau banii, și creșteau copiii, neamule, ce mai făceau ei cu banii? Și spune Biblia că în momentul în care trece Hristos, oamenii ăștia aruncă mreaja. Știți care e următorul pas? Vă spun eu, să scoată pești și să încaseze banii. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, oamenii ăștia sunt într-un moment cu firma când aruncă mreaja. Aruncă mreaja și acum urmează să-și ia răsplata, să-și încaseze banii, să-și încaseze cecul. Și următorul verset, Hristos trece pe acolo și le spune în felul următor: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și scumpii mei, dacă eu aș fi fost în locul lor, i-aș fi să așa: Doamne, Tu vezi că am aruncat mreaja, Tu vezi că am terminat lucrarea, Tu vezi că acum am vândut ce am trebuit, trebuie să încasez banii, așteaptă-mă să încasez banii, lasă-mă să mă încasez cecul, Doamne, e vorba de mine, de munca mea, m-am străduit, am aruncat mreaja acolo, am făcut ceva, lasă-mă să încasez banii și vin. Nu spun că nu vin, eu nu spun că nu fac ce vrei tu, dar lasă-mă să încasez, că e normal, dacă m-ai lăsat să arunc mreaja, lasă-mă să-și încasez, nu? Și versetul 20 mă fascinează. Vedeți cum începe? Îndată au lăsat mrejele. Asta înseamnă oameni interesați de împărăția lui Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă. Am neglijat serile de biserică, de adunare, cum vreți să le ziceți, pentru toate problemele laice. N-ați vrea să fim mai interesați de seara de marți de la rugăciune și să neglijăm munca, să neglijăm încasările, să neglijăm firma, să neglijăm nu mai știu ce-i laic pe pământul ăsta și să fim mai interesați de lucrarea lui Dumnezeu, de rugăciunea de marți seara, de joi seara? N-ați vrea asta? Astfel de oameni caută Dumnezeu. Ani de zile la începutul credinței, ascultați-mă, am renunțat la biserică pentru că mergeam la muncă, m-am hotărât de vreo 6 ani de zile și am spus Domnului într-o zi pe genunchi, am zis: Doamne, gata, stop, până aici. Renunț la muncă, dar nu la adunare. Renunț la încasare, dar nu la Biblie. Renunț la orice înseamnă laic, dar nu la Dumnezeu, oameni buni. Oameni buni, uitați-vă atitudinea noastră. De multe ori ajungem acasă orbosiți de atâtea mreje aruncate, de atâtea probleme pe care le avem. Ne punem la sfârșitul zilei și ne consumăm așa cumva conștiința, ne-o amorțim cumva, ne rugăm acolo 2 minute că suntem rupți. Vă întreb ceva. N-ați vrea să dați cel mai bun timp din timpul zilei lui Dumnezeu? Știți, când citeam Biblia, ajungeam acasă rupt de obosit, de nu mai știam, de picau ochii jos și atunci mă apucam să citesc Biblia. Știți că citeam? Un verset și adormeam și mă trezeam și mai citeam o dată. Cred că am citit de vreo 20 de ori într-o seară același verset și am zis: n-are rost, am închis și m-am culcat. Și m-am trezit dimineața și am zis: nu mai vreau. De ce să-i dau lui Dumnezeu timpul în care ești cel mai obosit? N-ai vrea să-i dai lui Dumnezeu și să fii interesat de împărăția Lui și să fii interesat de lucrarea Lui și să-i dai cel mai bun timp din ziua ta?
Când ești cel mai odihnit? Când ești cel mai odihnit? La două. La două șeful mă opresc. La două poate să cadă foc din cer. Eu mă opresc. Am 10 minute de rugăciune cu Dumnezeu. Nu mai fac nimic. De ce? Ăla e cel mai puternic timp al meu. Ăla e cel mai benefic timp al meu în care vreau să mă închin lui Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu în seara asta are niște aleși. Dar aleșii lui Dumnezeu sunt oameni interesați de împărăția lui. Interesați? Oameni care se pun inima. Astfel de oameni caută Dumnezeu. Vă mai spun un lucru tot din versetul 29. Versetul începe în felul următor, l-am lăsat la urmă. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. La fel cum se întreba, Maria se tulbură. Și acum aș vrea să vă spun un lucru important. Putea să nu se tulbure, nu? Dar știți ce-mi dau seama când se tulbură Maria? Fetița asta ia în serios. Fetița asta se gândește cu seriozitate la împărăția lui Dumnezeu pentru noi în seara asta. Oameni buni, știți ce fel de oameni vrea să aleagă Dumnezeu în seara asta? Oameni care să fie serioși cu împărăția lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă a generației noastre, sau hai să nu spun cea mai mare, dar una dintre cele mai mari probleme a generației noastre, știți care-i? Neseriozitatea. Neseriozitatea. Oameni neserioși. Li se încredințează anumite lucruri. Neseriozitate. Acum eu vă întreb, dacă vi se încredințează de frații din comitet, frații din conducere, lucruri mici și voi nu sunteți credincioși în lucruri mici, vă întreb, o să vină într-o zi Dumnezeu să vă încredințeze lucruri mari? Nu, oameni buni, niciodată. Niciodată. Știți care e principiul lui Dumnezeu după care lucrează? Biblia o spune, nu eu. Cine este credincios în lucrurile mici, îi se vor încredința lucruri? Slăviți să fie Domnul. Oameni buni, vreau să înțelegeți în seara asta că Dumnezeu se uită la mine, se uită la seriozitatea mea, se uită la seriozitatea dumneavoastră, scumpii mei. Aș vrea să vă fac un pic conștienți. Vă întreb în seara asta, dacă există cineva care are o boală cruntă, un cancer și programat la Cluj, marți la ora 1, eu vă întreb, ajunge la ora 3 în Cluj? Nu. No. Știți la cât ajunge în fața cabinetului? La 10. Și îl întreb, bă, dar de ce te-ai dus la 10? Că tu ai la 1. Bă, să fiu aici. Eu călătoresc destul de mult cu avionul și vorbesc cu oameni. Știți cum vin oamenii în aeroport? Cu 4 ore înainte. Bă, dar zic, de ce veniți așa mă repede? Să fim siguri. Dar eu vă întreb, când suntem așa de serioși cu lucrurile laice, cu lucrurile, da, din vremea noastră, de ce nu suntem serioși cu lucrarea lui Dumnezeu? Oameni buni, așa de mulți oameni neserioși când vine vorba de punctualitate la biserică. Așa de mulți oameni neserioși. Și ascultați-mă, vin oamenii, vă spun ca un slujitor și vă spun asta cu durere și slujitorii voștri vă pot confirma. Veniți la mărturisiri unii dintre dumneavoastră, veniți că nu mai puteți și întreb, zic, ai citit săptămâna asta ceva din scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu? Nu. Păi oameni buni, dacă nu suntem serioși cu cuvântul acesta, spuneți-mi mie, cum vreți să rămânem în picioare? Dacă nu suntem serioși cu rugăciunea, Dumnezeu să vă binecuvinteze, că am auzit că vă rugați, dar ascultați-mă, dacă 90% se roagă și un 10% stă râde, se uită pe aici, pe la reflectoarele astea, eu știu pe la ce se mai uită, pe la aerul condiționat, pe cum vrei să ai biruință? Nu poți! N-ai cum! Dacă nu e serios cu rugăciune, dacă nu e serios cu postul, dacă nu e serios cu citirea cuvântului, n-ai cum să rămâi în picioare. Dumnezeu caută oameni serioși. În seara asta, scumpii mei, mă rog să înțelegeți un lucru extraordinar de important. Dumnezeu alege oameni serioși. Oameni care vor să se uite la împărăția lui Dumnezeu cu seriozitate. Și acum vreau să vă explic de ce. În momentul în care Dumnezeu ne primește, ne dă dreptul să urcăm pe scara aceea și urcăm în lumină, ieșim din bezna gropii despre care v-am vorbit, ieșim de acolo, din groapa aia pieirii, ne pune piciorul pe stâncă, oameni buni, nouă ni se încredințează niște lucruri enorm de scumpe.
Ni se încredințează niște lucruri cu o valoare inestimabilă. Nu au valoare, atât, nu există lucru pământesc să poată plăti și sau să poată compensa valoarea lucrurilor cerești. Oameni buni, lucrurile Dumnezeu vrea să ni le încredințeze nouă, slăvit să fie numele Lui. Dar ca să ni le încredințeze nouă, va trebui să fim serioși. De-aia se uită Dumnezeu la comportamentul meu, la comportamentul tău. Se uită cât ești de serios cu lucrurile astea pământești, cu lucrurile mici, cu lucrurile care poate nici măcar nu le dai importanță. Pentru că un om credincios în lucrurile mici va fi credincios în lucrurile mari. Mă gândesc acum, mă duc la o soră odată, vizită pastorală. Aveam listă pe biserici, de-abia aștepta sora să o vizitez. Nici nu putea veni la biserică, era bătrână. Și când m-a văzut că vin, am sunat o soră, vin, așa s-a bucurat, m-a așteptat, frate Bogdan, m-a luat, m-a ținut de mână, cred că un sfert de oră acolo m-a ținut, așa o bucurie și peste mine, vă spun, fantastic. Și sora zice așa, frate, zice, am o rugăminte, așa parcă o văd să ridică, zice, am o rugăminte, zice, ne rugăm să se mărească pensiile. Eu am zis, păi, vreau să vă dau mai mult Domnului. Slăviți să fie Domnul. Orice păstor când aude că oaia vrea să dea Domnului, să rogă. Vă spun eu. Și am zis, bă, dacă vrei să dai Domnului, strângi comori în cer, slăviți să fie Domnul, ne rugăm. Și am început rugăciune, fraților. Și apoi să vedeți rugăciunea. O s-a transformat în stăruință. Eu m-am apucat, Doamne, schimbă legi, schimbă, fă, tot ceva. Și în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt îmi zice așa, dar întreabă acum cât dă? Și ne-am oprit și ne-am bucurat împreună și zic, soră, bun, slăvit să fie Domnul, nădăjduim că se schimbă pensiile și se măresc pensiile. Dar zic, acum cât dai? Păi ce acum nu dau, că mică pensia. Înțelegeți? Păi eu vă întreb, cine nu știe să facă parte din 10 lei, va ști să facă parte din 100.000 de euro? Nu. No. Vreți să vă spun un secret? Vă spun un secret. Unii dintre voi l-ați experimentat. Oameni buni, e mai greu să dai din 100.000 decât din 1.000 de lei. Din 1.000 de lei știi că zeciuiala e 100 de lei, o iei, o pui în plic, o duci la biserică ca să fie pâine pentru văduvă, pentru orfan, pentru bunul mers al casei. Domnul îl aduce aici, că așa spune Dumnezeu, îl pui la încercare, el deschide zăgazurile celui, e ușor. Dacă n-ai 100.000 și faci acolo ori 10%, e greu. Ascultați-mă! E mai greu să dai din 100.000. De-aia Dumnezeu te ia treaptă cu treaptă și prima dată te învață să fii credincios în lucrurile mici, ca apoi să fii credincios în lucrurile mari. Dumnezeu să ne dea biruință. Frați și surori, ascultați-mă. Vă spun asta cu durere în suflet. Inima mea bate pentru evangelizări, pentru că îmi doresc ca oamenii să fie mântuiți. Îmi doresc ca oamenii să afle de scară. Îmi doresc ca oamenii să știe că Iisus Hristos vindecă, eliberează, mântuiește. Vreau oamenii să fie fericiți. Trăim într-o lume plină de necaz, de boli. Oameni buni, am predicat în ultimul timp la mormântări. I-am și zis fraților din conducere, le-am spus, fraților, eu nu mai predic numai până în 30 de ani. Oameni, până în 30 de ani, o dată pe săptămână. Săptămâna trecută am fost, acum, nu știu, vreo 3 săptămâni, iar am fost la mormântare. Oameni sub 30 de ani care mor. E o lume plină de durere. Vreau să spun oamenilor că după durerea asta, dacă te împaci cu Iisus Hristos, există fericire adevărată, oameni buni. Și inima mea bate pentru asta, dar scumpii mei, deși există fericire, deși există lumină, deși există viață, există frumusețea aia, după ce ieși din negura aia, nu intri acolo dacă nu-ți dorești. Nu ajungi acolo dacă nu pui mâna pe scară. Nu mergi acolo dacă nu-ți dorești să trăiești după regulile lui Dumnezeu în curăție și în sfințenie. Dacă nu ești interesat de împărăția asta, n-ajungi acolo. Dacă nu ești curios de scara aceasta, n-ajungi acolo. Dacă nu ești serios apoi cu lucrarea, dacă nu ești serios cu împărăția, n-ajungi acolo. Dumnezeu nu te duce cu forță. Și oameni buni, mergem în continuare. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l zic. Dumnezeu alege. Cred că aici sunt aleșii lui Dumnezeu. Și aleșii ăștia au pus mâna pe scară și au început să urce.
Și ori urcat, și ori urcat, și ori ajuns sus, ori văzut lumină, ori văzut măreția, ori văzut dragostea, ori văzut bucuria aia adevărată pentru care ne-am rugat, care nu vine decât din Dumnezeu și nimic pe lumea asta nu ne poate da adevărata bucurie decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și oameni buni, și am gustat toate lucrurile astea și ne uităm și extraordinar, ce bine îi, îi mult mai bine decât în groapă, e mult mai bine decât acolo în întuneric. Dar Dumnezeu când te vede acolo zice, bun, stop, ai ajuns aici. Acum știi ce să faci? A zis, Doamne, dar mă bucur aici. Nu. Nu rămâi aici. Cobori înapoi pe scară și le spui tuturor din groapa aia că mai mult decât întunericul pe care ei îl văd, există lumină. Mai mult decât răutatea pe care ei o văd, există bunătate. Mai mult decât chinul și boala pe care ei o văd, există o scară și deasupra există adevărata fericire, slăvit să fie Domnul. Și atunci tu și cu mine care ai pus mâna pe scară, următorul pas te dai înapoi jos în groapă, mergi înapoi între oamenii aia acolo care sunt întuneric și le spui, oameni buni, există salvare și numele salvării este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te alege? Și Dumnezeu te trimite. Uitați-vă ce zice versetul 30. Zice, nu te teme, Marie, ai fost chemată la o lucrare, ai căpătat îndurare și versetul 31, vei fi trimisă pentru o lucrare. Care era lucrarea ei? Să nască un fiu pe care să-l numească Iisus. Și acum vreau să spun ceva. Primul punct e pentru prieteni, al doilea punct e pentru frați și al treilea din nou pentru prieteni. Așa m-am împărțit predica, așa m-am gândit să vă predic în seara asta. Și acum Dumnezeu te trimite înapoi în groapă să vorbești despre lumină, pace și bucurie. Ceea ce ai găsit tu acolo sus când te-ai urcat pe scară. Și acum există două categorii de oameni pe care eu i-am întâlnit când vine vorba de a face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vine prima categorie de oameni și zice în felul următor. Frate, zice, eu aș face, dar vreau să spun ceva. Nu sunt vrednic. Și eu zic, așa-i, nu ești vrednic. Pentru că în seara asta vă spun ceva, nimeni nu-i vrednic să cânte în numele Domnului, nimeni nu-i vrednic să vorbească în numele Domnului, ci toată vrednicia pe care noi o avem vine de la El. Spune Biblia așa, El a dat pe unii, El ne învrednicește să fim trimiși Lui și să vorbim despre El și în numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Scumpii mei, toată lucrarea nu-i despre om, ci despre El, prin El, pentru El și din El, slăvit să fie numele Lui. Și nu-s vrednic, știu. Dar vrednicia ți-o dă Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și a doua categorie despre care vreau să vorbesc mai mult. Sunt oamenii aia care, atunci când Dumnezeu îi trimite, îi pune să coboare pe scară și spune așa, tu te duci în partea gropii, acolo te duci. Ăla-i segmentul tău, acolo trebuie să mergi să faci treaba. Asta e treaba ta, asta e slujba ta, ăsta e darul tău. El pune mâinile așa și zice, nu-mi place. Păi ce darul meu e prea mic. M-a întrebat odată cine a zis, frate, dar zice, eu aș vrea păstor. Păi zic, aveți păstor? Da, pare rău, nu mai e loc, s-a ocupat, eu ce să fac? Altul a zis, frate, păi eu aș vrea în comitet. Aveți comitet? Da. Păi dacă e ocupat, ce să faci? Nu mai, n-ai cum să mergi. Păi zice, frate, eu aș vrea la cântare. Și da, aveți? Avem, frate. Și încă sunt foarte buni. Sorry, nu mai este loc. Oameni buni, aș vrea să vă spun ceva despre lucrarea lui Dumnezeu. Știți că foarte mulți dintre noi, și aici vreau, dacă rămâneți cu punctul ăsta, frații mei, dau slavă lui Dumnezeu și îl glorific pe Domnul. Foarte mulți dintre noi am înțeles greșit lucrarea lui Dumnezeu. Știți cum ne-am catalogat noi? Zice, ce dar ai? Păi zice, eu sunt proroc. Oi, un dar mare. Tu ce ești? Păstor, ăsta e și mai mare. Tu ce ești? Ușier. A, ăsta e cam mic. Scrie asta în Biblie. Vreau să vă arăt ceva. Pune-mi, te rog, versetul 32 din Luca 1, lasă-mi-l pe ecran, pentru că vreau să vă arăt ceva despre lucrarea lui Dumnezeu din textul acesta. Biblia spune despre ceea ce trebuia să zămislească Maria, despre Domnul nostru Iisus Hristos care trebuia să zămislească, despre lucrare. Noi ne gândim la lucrare acum. Spune așa, El va fi și spuneți voi, cum va fi? Mare. Aș vrea să înțelegeți ceva despre lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, slujim un Dumnezeu mare care n-are decât lucrări mari. Slăvit să fie Domnul! N-are Dumnezeu lucrări mici. Orice faci pentru Dumnezeu, că dăruiești, că stai la ușă, că aranjezi cablurile, nu știu, că îmbărbătezi pe cineva, că dai un telefon, că stai pe genunchi și spui, Doamne, dă har, dă biruință, e o lucrare mare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vede cum vedem noi. Noi ne împărțim.
Pentru că gândirea noastră e lumească. Pentru că în lume, dacă ești doctor, ești nu știu cine. Dacă ești măturător de stradă, ești un nimeni. Dar Dumnezeu nu vede lucrurile în felul următor. Zice Biblia în felul următor și vă rog să vă gândiți la ce vă spun. Dacă dai un pahar de apă rece în numele Domnului unui proroc, vei avea răsplata? Voi vă dați seama cum vede Dumnezeu lucrurile? Voi vreți să înțelegeți în seara asta cum vede Dumnezeu? Știți, eu sunt om cu imaginație bogată. Știți ce-mi imaginam într-o zi? Într-o zi stăteam și îmi imaginam că au fost oameni care au alergat în lumea asta la evanghelizări. Oameni buni, acum mă dau exemplu pe mine, mărturisesc, sunt atât de obosit. În ultimele zile am dormit câte 3-4 ore jumate, cel mai mult am dormit azi noapte. Adunări generale, vremea asta, evanghelizări peste evanghelizări, că e perioada evanghelizării. Sunt frânt, sunt rupt, fug dintr-o parte în alta a țării să duci cuvântul lui Dumnezeu. Și te-ți imaginezi că asta e o slujbă și un dar mare, că așa spunem noi. O, ce lucrare mare! Mă știți ce? Mi imaginam. Că într-o zi în cerul lui Dumnezeu, la masă cu sfinții lui Dumnezeu, toți cei care au alergat, care s-au sacrificat mult pentru Domnul, pe lângă ei, vor fi câte o familie care la sfârșitul bisericii a întins un pahar de apă rece și o zi și răcurește-te. Mă înțelegeți? O familie în casa căruia ai intrat și ai mâncat, o soră care a venit lângă tine și ți-a dat un cuvânt de încurajare, te-a îmbărbătat și o zis, uite aici, ia și bea un pahar de apă rece și revino-ți. Pentru că Dumnezeu vede altfel lucrurile. Și vor sta oameni mari al lui Dumnezeu și lângă ei vor sta oameni care au făcut lucrări mari, un pahar de apă rece, așa zice Biblia. În felul acesta ne putem explica cum vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, oameni buni. Că niciunul dintre dumneavoastră n-ați lucrat și n-ați făcut ce-au făcut oamenii ăia. Numai că Dumnezeu nu vede așa. Hai să vă mai dau un exemplu să înțelegeți. Ați vorbit aici de Africa și mă bucur că faceți misiune și mă bucur că slujiți Domnului în felul ăsta. Imaginați-vă templu, Luca capitolul 21, și vin oamenii care mergeau la templu și la prima dată vine un patron care avea tiruri și se bagă mâna în buzunar. Imaginați-vă lucrul ăsta. Și așa aruncă acolo în coșul de colectă la templu, acolo în cutie, în cutia aia visteria, aruncă acolo 1.000 de euro. Vine al doilea care avea firmă de construcții și zice, bă, dacă ăsta cutir o aruncat 1.000 de euro, eu arunc 2.000, mă, și-a aruncat 2.000 de euro, mă. Și a zis, bă, cât am dat noi pentru Dumnezeu. Și ascultați acum, Luca 21:3. Vine o soră văduvă și se apropie. Aș vrea să vă întreb, știe cineva să-mi spună ce marcă a fost poșeta ei? Nu știu dacă a avut poșetă, poate a avut plasă. Credeți că o fi avut ceva, vreun portofel de ăsta? Nu vreau să dau o firmă acum de asta scumpă, dar o fi avut un portofel de ăsta. Știți ce-mi imaginez că a avut? O pungă. Și ascultați-mă aici, în punga aia bagă mâna și scoate Biblia și spune că Biblia scoate 2 bănuți, îi pune acolo peste 3.000 de euro. Și în versetul 3, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, se uită la ucenici, îi oprește din orice activitate și spune, adevărat, vă spun că văduva asta săracă a aruncat mai mult? Oameni buni, cum mai mult? Cum mai mult? Ce-o aruncat? O aruncat pungă, o fi lăsat poșeta aia scumpă de 1.000 de euro acolo? Ce-o fi avut văduva asta așa de scump de spune Hristos, Domnul, Dumnezeu, că văduva asta a aruncat mai mult decât toți ceilalți? Pentru că a vrut Dumnezeu să ne învețe că El nu gândește cum gândești noi. Oameni buni, vreau să înțelegeți ceva. Lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat este o lucrare mare. Rămâneți credincioși în ea. Nu contează ce aveți de făcut, nu contează cât e de vizibilă. E lucrarea lui Dumnezeu și ea e mare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit în cartea unui frate pastor. Îmi scapă numele și localitatea din America. Am citit de mult întâmplarea asta într-o carte și în satul în care Dumnezeu l-a lăsat să păstorească biserica, un an de zile, spunea el, am avut așa un suflu spiritual. Spunea el, zice, să pocăia oamenii. O zis, nici nu trebuia să predic. Intrau oamenii în adunare, prezența lui Dumnezeu îi copleșea și efectiv oamenii se întorceau la Dumnezeu.
Și au zis, după un an de zile, efectiv, nu știu, atât o ținut. Un an o ținut vremea aia de trezire. După un an de zile, au zis, nu s-a mai întâmplat nimic. Așa, dintr-o dată, aveam botez în fiecare lună, n-am mai avut botez. Să pocăiau, cel puțin, un om se pocăia pe program, după aia nu s-a mai pocăit absolut nimeni. Și au zis, am stat un an de zile și m-am rugat și am zis, Doamne, dar de ce? Și în timp ce mă rugam, mi-am adus aminte de o soră bătrână de la noi din biserică, care trecuse la Domnul și a zis, am asociat declinul bisericii cu moartea surorii. Numai ea era pocăită. Văduvă avea o fată, o zis, m-am dus la fată, am bătut la ușă, mă cunoștea, o zis, bună ziua, domnule păstor, și o zis, te rog frumos, spune-mi ceva despre mama ta. Și o zis, uite de ce vin, de un an de zile, de când mama ta a plecat dintre noi, biserica nu mai merge cum mergea, te rog, spune-mi, știi ceva special despre mama ta? Și fata s-a uitat la fratele păstor și a zis așa, frate păstor, camera mamei mele a rămas la fel cum a rămas în ultima zi când ea a plecat. Și nu i-a mutat nici dulapul, nici hainele, nu i-a mutat absolut nimic. Hai să vă arăt ceva. Au intrat amândoi în cameră, era o măsuță lângă pat, era frumos aranjat, era un caiet, o lua caietul. I-a întins caietul fratelui păstor și a zis, vă rog, uitați-vă un pic în ea. Și spunea el în cartea lui că a deschis caietul, s-a uitat și în caiet erau scrise toate numele fraților și surorilor din biserică și apoi urma toate numele oamenilor, tineri și bătrâni din satul lor. Și a zis, mama mea când venea acasă, se punea pe genunchi și ori întregi petrecea cu caietul ăsta în față. Oameni buni, lucrări mari înaintea lui Dumnezeu, poate mici în ochii oamenilor. Știți ce vreau să înțelegeți astăzi? Lucrarea lui Dumnezeu este mare. Versetul 33, vă mai spun ceva despre lucrarea lui Dumnezeu. Zice Biblia în felul următor. Va împărăți peste casa lui Iacov. Știți ce vreau să știți și în ce vreau să vă ancorați? Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna, și ascultați-mă, dar întotdeauna va avea biruință. Slăviți să fie Domnul! Nu va pierde Dumnezeu niciodată. Dumnezeu va învinge întotdeauna. Lumina va birui întunericul, adevărul va birui minciuna. Slăviți să fie Domnul! Lucrarea lui Dumnezeu va împărăți. Lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință. Oameni buni, Dumnezeu nu pierde. Știți că noi cu ochii vedem câteodată. Zice, o, pierdut. Trecem, spunea și se anunța să ne rugăm că trecem așa, dar prin problemele prin care trecem și dumneavoastră știți, nici măcar nu vreau să mă gândesc la ele, doar m-am rugat. Oameni buni, ascultați-mă, orice s-ar întâmpla, oricine din lumea asta, din țara noastră, din globul ăsta, va gafa, va face de rușine lucrarea lui Dumnezeu, până la urmă lucrarea lui Dumnezeu nu va pierde din cauza unui om, ci lucrarea lui Dumnezeu va câștiga, va învinge, va birui, slăvit să fie Domnul, glorificat să fie numele Domnului. Oameni buni, noi vedem, noi ne temem câteodată, frate, zice, nu se mai pocăiește nu știu cine, frate, uite, tinerii se întâmplă nu știu ce cu unii, frate, ce trăim într-o lume care e plin de păcat, de droguri, de uite, toți sunt cu anxietate, cu depresie, știu, nicio problemă. Dumnezeu are soluții în generația noastră și lucrarea lui Dumnezeu va birui. Oricâte droguri vor apărea, Dumnezeu va birui. Oricât va încerca diavolul să aducă duhuri de depresie, de anxietate, de sinucidere, ascultați-mă, Dumnezeu va birui, slăvit să fie Domnul. Lucrarea aia Lui și biruitor este Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Pune-mi, te rog frumos, cartea lui Luca, capitolul 23. Vreau să vă arăt acolo un pasaj la răstignire, 23 cu 35. Uitați-vă, vă rog frumos, ca să înțelegeți cum e lucrarea lui Dumnezeu și cum o vedem noi câteodată. Era Domnul Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Era înaintea lui norodul, erau fruntași, erau o grămadă de oameni. Și Biblia vine și spune așa, norodul stătea acolo jos și privea. Și ascultați, fruntașii își, spuneți dumneavoastră, vă rog, băteau joc. Următorul verset. Ostașii de asemenea își băteau joc. Pune în versetul 39. Unul dintre tâlhar, zice, răstignit, îl bajocoreau. Imaginați-vă, vă rog frumos, Domnul nostru Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Știți ce spuneau oamenii către El? Ai pierdut. Păi tu ai scos dracima odată. Tu ai vindecat. Ai eliberat oameni.
ai vorbit cu atâta putere, ai mulțit pâine, ai mulțit pești, ai făcut atâtea minuni și acum mori ca un înfrânt pe crucea de la Golgota. Și toți oamenii care erau acolo îl bajocoreau și spuneau în felul următor: Hristos pierde bătălia! Hristos pierde bătălia! Știți ce se întâmpla pe crucea de la Golgota? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, câștiga bătălia. Coloseni 2:15 a dezbrăcat acolo. Acolo a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor. Cum? Prin cruce. Când toată lumea se uita și spunea, ai pierdut, Hristos biruia. Când toată lumea îl bajocorea și spunea, vai de tine, te-ai prăpădit, acum nu se mai alege nimic din tine, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea biruință. De ce? Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna va avea biruință. Slăvit să fie Domnul, glorificat să fie numele Domnului. Oameni dragi, ascultați-mă ce vă spun. Va trebui să ne ridicăm în capul oaselor și să credem că Dumnezeu va birui. Da, dar sunteți nu știu cum, puțin, sunteți așa, n-aveți resurse, nu contează. Dumnezeu va birui până la urmă, slăvit să fie Domnul. Da, dar uitați-vă la tineri, uite-te cum sunt. Nu contează, dar s-au dus unii în lume, sunt fii risipitori, nu-i nimic. Semănăm astăzi cu lacrimi în rugăciune. Și într-o zi vom secera cu cântări de bucurie, spune Biblia. Cred asta din toată inima. Oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu va avea biruință mărit să fie numele Domnului. Cred din toată inima mea. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun la punctul acesta despre lucrarea lui Dumnezeu, versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacob. Și ascultați acum, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Știți ce aș vrea să știți? Împărăția lui Dumnezeu are consecințe, lucrarea lui Dumnezeu, mă scuzați, are consecințe veșnice. Astăzi vorbim despre o Marie care într-o zi l-a slujit pe Dumnezeu. Vorbim despre un Moise, vorbim despre un Pavel, vorbim despre oameni care au luptat pentru Dumnezeu. Da, frate Bogdan, dar dacă noi nu o să apărăm niciodată pe YouTube, nicio problemă. Da, frate Bogdan, dar dacă noi, despre noi nu o să se scrie niciodată nicio carte, nicio problemă. Dar frate Bogdan, dar dacă nu o să știe nici măcar până la Vașcău să știe cineva de noi, nicio problemă, ascultă-mă, ascultă-mă ce-ți spun. Felul tău de a te purta va avea impact asupra persoanelor de lângă tine. Și ne rugăm în seara asta, în ziua cercetării, persoanele astea să intre în adunare. Oameni buni, spunea un om al lui Dumnezeu că poate oamenii din jurul nostru, vecinii noștri, singura Biblie pe care o citesc, suntem noi. Suntem noi. Suntem înhămați, dacă vreți. Suntem ancorați, suntem înăuntru unei lucrări imense care are consecințe veșnice. Am fost la dumneavoastră în Bihor. Aici, cred că 50 de kilometri mai sus. Și când am terminat evangelizarea la ușa bisericii, a venit sora Mărioara și m-a așteptat sora Mărioara și a zis la fratele păstor: frate păstor, am o rugăminte, nu v-am anunțat de la început, dar vă rog frumos veniți cu fratele Bogdan la noi la masă. Vreau să împărtășesc niște lucruri cu el, vreau să îi le spun, pentru că vreau să le spună poporului și pe unde merge, să se întărească frații, spunea sora Mărioara. O hotărât fratele păstor până la urmă că merge, ne-am dus la sora Mărioara. Am intrat în casă la sora Mărioara și sora Mărioara mi-a arătat una dintre fetele, ea avea 19 ani și a zis: frate Bogdan, o vezi? Ea-i Debora, a zis. O zis, sora Debora, în clasa 3-a și în clasa 4-a, a avut cei mai grei ani din viața ei, dar nu numai ea, și ea, a zis. A fost prigonită de învățătoare pentru că era pocăită. Și a zis, frate Bogdan, mă duceam cu un copil de clasa 3-a, școala era câteva străzi mai acolo de casa mea, nu mergeam, mergea pe jos, zice, mergea singură. Mă duceam cu ea, zice, până la poartă, stăteam în poartă și mă uitam cum merge către școală și au zis, mă lua plânsul. Închideam poarta, mergeam în casă, mă aruncam pe genunchi și spuneam, Doamne, e un copil, să nu o bat jocorească și astăzi. Și se făcea ora 12 și venea la ora 12 Debora de la școală și zice, frate Bogdan, știi cum venea? Plângând. Și spunea, mami, nu mai vreau să merg la școală. Mami, nu mai pot.
Mami, mă umilește învățătoarea, mă bajocorește. Și din pricina învățătorii, eu zis, mă bajocorește și mă umilește și colegii. Și o luam în clasa a treia, au zis, frate Bogdan, era un copil. Și mă puneam cu ea pe genunchi și spuneam, hai să ne rugăm ca Dumnezeu din cerul să te ajute să trăiești pentru el. Și au zis, frate Bogdan, toată clasa a treia și clasa a patra, în fiecare dimineață un coșmar, au zis. Am avut o viață, o 2 ani de coșmar. Ieșeam cu ea la poartă și mă uitam cum merge așa micuță cu ghiuzdanul în spate și știam că și astăzi o să fie bajocorită. Oameni buni, n-am cum să nu mă emoționez când mă gândesc la Deborah, dar lângă ea era o soră care plângea. Și când a terminat, sora Mărioara de vorbit, sora aceasta a ridicat mâna, s-a uitat la mine și a zis, frate Bogdan, eu sunt învățătoarea lui Deborah. Și am zis, cum? Și-o zis, frate Bogdan, când Deborah era în clasa 7-a, am trecut printr-o boală și acolo pe patul de spital, unde nu mă mai puteam uita la oameni, numai la cer, mi-am adus aminte că în clasa 3-a și a 4-a am avut o fetiță. Când o bajocoream, nu întorcea vorba. Când o umileam și când vorbeam cu ea urât, nu se răzvrătea. Și în felul acesta am ajuns în biserică. Și de când este Deborah în clasa 7-a, amândouă cântăm în corul bisericii. Pentru că, oameni buni, lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce facem noi are consecințe veșnice. Ascultați-mă, comportamentul nostru, felul în care noi ne raportăm, ne uităm poate că vecinii noștri nu s-au întors la Dumnezeu, oamenii, neamul. Eu mă uit în neamul meu și stau și mă gândesc atâția oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și mă întreb, Doamne, dar de ce se vor duce în iad oamenii ăștia? Vor merge în flăcările iadului. Știți ce vreau? Să trăiesc pentru Dumnezeu ca într-o zi, în vremea cercetării lor, Dumnezeu să aducă în adunare, oameni buni, cei care v-ați dat jos de sus din lumină și ați coborât jos în groapă, trăiți așa în fel încât oamenii să-L vadă pe Hristos în noi. Atâția oameni, m-aș pocăi, dar l-ai văzut pe ăla, dar l-ai văzut pe ăla, aș vrea să nu mai aud asta, aș vrea să aud oamenii când se uită la noi, că-L văd pe Dumnezeu. Și nu se vor pocăi astăzi, și nu se vor pocăi mâine, și nu se vor bucuri peste o lună. Dar știu un lucru, vine o zi când cercetarea lui Dumnezeu va fi peste ei și peste casa lor. Lucrarea lui Dumnezeu este mare. Lucrarea lui Dumnezeu va împărăți. Lucrarea lui Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, are consecințe veșnice. Dumnezeu te cheamă, te alege să te urci pe scară, apoi te trimite înapoi. Și apoi mai face ceva Dumnezeu și cu asta o să încheiem. Scumpii mei, o zis Maria, bun, dar ce fac? Cum pot să fac eu ca fetiță, ca adolescentă, ca fecioară? Cum fac eu lucrarea asta? Că eu nu știu de bărbat. Știi ce aș vrea să învățăm în seara asta? Că foarte mulți îți spun întrebarea, da, domnul Bogdan, eu m-aș prinde de scară, da. Am eu siguranța că urc până în vârful scării? Pentru că eu nu știu cât e scara asta de lungă. Da. Cât e de greu de urcat pe ea. Dar cum o să am eu puterea? Cum o să pot eu? Păi de atâția s-au mai prins de scară și și-au dat drumul de pe scară. E așa de greu de urcat pe ea. Știți ce aș vrea să înțelegeți în seara asta? Soluția e în versetul 35. Pentru că după ce ai pus mâna pe scară, după ce ai hotărât să te sui, ascultă-mă ce spun în seara asta. Nu-i despre tine și despre ce poți să faci tu. Și s-a dus Maria și a zis, dar cum fac lucrarea? Și îngerul i-a spus, nu-i despre tine, Marie. Tu ești o fetiță. Tu ești un bărbat. Tu ești o femeie. Aici e vorba despre Duhul Sfânt care se va coborâ peste tine. Și despre puterea celui preanal care te umbrește. Mă ascultați în seara asta. Viața de pocăință nu-i despre noi, oameni buni. Chiar credeți că noi suntem buni? Chiar credeți că tot ce pot face eu e pentru că eu am nu știu ce abilități speciale? Nu. Viața de pocăință nu e despre cât e de bun omul și despre cât de mult se poate schimba el. Viața de pocăință e despre ce poate face Dumnezeu dintr-un om. Mi-am imaginat într-o zi felul în care noi ne vom imagina, ne vom înfățișa înaintea tronului de slava lui Dumnezeu. Pentru răsplătiri, nu pentru judecată, așa zice Biblia.
Și mă gândeam într-o zi, Doamne, voi intra în cerul Tău, aștept ziua aia, cred asta. Și am zis, cum va fi? O să intru și o să zic, Doamne, o venit Sfântocul, arată-mi răsplătirile. Doamne, Tu știi că eu am alergat. Doamne, Tu știi că am dormit atâtea ore că am alergat. Doamne, Tu știi sacrificiile mele. Doamne, Tu știi că de multe ori s-a neglijat familia. Doamne, Tu știi. Tu știi că m-am dus la Ștei la evangelizare și mi-am lăsat soția în spital cu 3 copii. Tu știi asta. Credeți că voi putea spune asta? Niciodată. Și se voi spune, cu lacrimi în ochi și cu capul plecat, îți mulțumesc că m-ai ajutat să ajung până la capăt. Oameni buni, toată viața de credință e despre Dumnezeu, nu despre noi. Toată viața de credință e despre ce face Duhul Sfânt, resursele lui Dumnezeu. El te ajută să te ții de scară, El te ajută să urci, El te ajută să cobori, El îți pregătește toate resursele. Totul e despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care se coboară peste noi. Slăvit să fie Domnul! Punem Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 22. Pavel și Sila se duc în misiune. Cum am făcut eu astăzi? Și ascultați, propovăduiesc Evanghelia în cetatea din Filipi. Scot un duc de ghicire, fac o exorcizare. Oameni buni, totul e real acolo, nimic nu-i fals. Și acum știți ce mă așteptam? Mă așteptam să vină fratele Cornel și să întrebe Pavel, Sila, dau exemplu așa, pe biserica v-a spus că Pavel, Sila, de care pizza vreți să mâncați după biserică? Că are aici la restaurant 4 feluri de pizza. Și ei să zică, frate Cornel, păi de aia și de aia. Nu, știți ce se întâmplă? Norodul s-a ridicat împotriva lor și dregătorii au pus să-i smulgă hainele de pe ei și a poruncit să-i bată cu nuiele. După evanghelizare, următorul verset. După ce le-au dat, multe lovitori au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Și următorul verset. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru. Și ascultați, le-a băgat picioarele în butuci. Bătuți, haine rupte, picioare în butuci. Și versetul 25 mă fascinează. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau. E normal că se rugau. Arătați-mi un bolnav de cancer care nu se roagă. Oameni buni, știți ce mă fascinează? Ce zice apoi? Resursele lui Dumnezeu. Și cântau. Ce cântau, oameni buni? Ce cântau? Ce cântau cu picioarele în butuci? Ce cântau cu hainele rupte? Ce cântau când nu mai știau pe niciunul în jurul lor, amândoi între golani, între oameni răi, acolo în închisoare? De ce? Pentru că au făcut bine? Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Știți când poți să cânți cântare de laudă cu diagnostic de cancer în mână? Când Duhul Sfânt e peste tine. Știi când poți să rămâne în picioare, când totul se dărâmă în jurul tău, te uiți și nu mai vezi nicio ieșire, te uiți în casa ta, te uiți poate la pruncul tău, la fata ta, te uiți la soție, la sos, te uiți la neamul tău și spui, Doamne, nu se mai poate, au ajuns la capăt. Și deși e capătul, tu te rogi și te ridici și nu cânti cântări de jale și nu te pipiregești, ci te ridici și cânti cântări de laudă. Pentru că astea sunt resursele lui Dumnezeu, oameni buni. Dumnezeu are resurse pentru noi. Nu vă mai fie frică, oamenii lui Dumnezeu, de scara pe care trebuie să vă urcați. Nu vă mai fie frică că nu o să puteți ține pocăința. Nu vă mai fie frică că nu o să puteți răbda. Oh, suntem robiți de anumite vicii. Dumnezeu îi liberează, slăvit să fie Domnul. El este Cel care dă viață. Oameni buni, vin din lume. La 25 de ani m-am întors la Hristos. Vă întreb, cum ar fi să stau înaintea dumneavoastră și mintea mea să zămizlească tot felul de prostii și să spun, de-abia aștept să ajung afară să fumez, să beau, să mint, să fur și așa mai departe. Cum ar fi viața mea? Cruntă. Cruntă. Aș vrea să știți astăzi că astăzi nu mai mint, nu pentru că mă muș de limbă. Astăzi nu mai fur, nu pentru că mi-e teamă de poliție. Astăzi nu mi-nșel nevasta, nu pentru că mi-e frică că cineva o să mă prindă și o să-mi iau o legitimație și ce o să se întâmple. Nu. Astăzi nu mai fac lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu schimbă oameni.
Pentru că Dumnezeu schimbă oamenii, ascultați-vă ce vă spun. Resursele-s la Dumnezeu. Vreau să vă pun în față o imagine pe care aș vrea să o înțelegeți. M-am dus ani de zile înaintea lui Dumnezeu și când eram la început și șchiopătam și spuneam: Doamne, eliberează-mă de mizeria asta, că mâine îți promit că nu mai fac. Știți în ce păcat cădeam a doua zi? Știți în ce păcat? Exact în ăla în care îi promisesem lui Dumnezeu că nu mai fac. Exact în ăla cădeam. Și mă duceam și spuneam: Doamne, iartă-mă că nu mai fac. Și a doua zi făceam exact aceeași mizerie. Și am făcut lucrul ăsta luni de zile, până într-o zi, când stăteam cu Biblia în brațe și am ajuns la Psalmul 51 și am văzut că David nu-i promite lui Dumnezeu că nu mai face. Ci David zice în felul următor: Doamne, mărturisesc păcatul și îți spun în seara asta că nu pot. Fă tu ceva. Zidește în mine o inimă curată. Oameni buni, e despre Dumnezeu. Nimeni spune: Doamne, nu pot. Doamne, nu mai fac. O faci. Ascultă-mă că faci. Crede-mă că faci. Doamne, nu mai mint. Vei minți. Doamne, nu mai fumez. Vei fuma. Nu vrei să înțelegi că tu nu ai putere? Ci totul e despre Dumnezeu? Nu vreți în seara asta să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, zidește în noi o inimă curată. Inima asta curată ne va da o vorbire curată, ne va da trăire curată. Oameni buni, nu-i despre noi, ascultați-mă, nu-i despre noi, îi despre Dumnezeu. Și închei un lucru pe care aș vrea să îl înțelegeți. Frații mei, aș vrea în seara aceasta, la sfârșit de tot, să facem ce-o zis Maria, versetul 38. Vedeți? Orice pasaj biblic se încheie de obicei cu o concluzie. Știți ce aș vrea să facem în seara asta? Maria a zis: iată roaba Domnului. Doamne, facă-ni-se după cuvintele Tale. Doamne, Tu ne-ai ales, Doamne, Tu ne trimiți și Tu ne dai resursele necesare. Oameni buni, viața de pocăință poate fi trăită. Știți ce mai spun eu la evanghelizare? V-aș da inima mea din piept să vedeți cum bate pentru Domnul Dumnezeu. Nu că e a mea, ci că El o face să bată așa. Alerg în lumea asta și văd oameni care se înghesuie pentru orice. Fac multă misiune în Oltenia, de aia și stau acolo. Și se anunță în felul următor: astăzi se dă ulei și zahăr. Știți câți oameni vin? Plin. Se anunță evanghelizare. Știți câți oameni vin? Puțin. Pentru că omul vine pentru pielea lui, dar nu vine pentru ce e mai important. Închei în seara asta spunându-vă în felul următor: dacă ți-e frig, te poți îmbrăca. Dacă ți-e foame, mănânci și strece. Dar eu te întreb, golul ăla care l-ai în suflet, ce faci cu el? Că ăla nu merge nici cu bani, nici cu haine, nici cu McDonald's, nici cu pizza. Nu merge. Ăla nu merge cu absolut nimic. E acolo. Și e acolo de ani de zile. Și te apasă, și te apasă, și e acolo. Oameni buni, soluția pentru golul acela este unul singur: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, orice problemă a sufletului o poate rezolva. El îți poate vindeca sentimentele, El îți poate vindeca durerile din suflet. Oameni buni, nu există medicament. Mergeți la farmacie și spuneți: dați-mi ceva pentru suflet, dați-mi un medicament, mă doare sufletul, de nu mai pot. Mă doare sufletul, dați-mi un medicament și o să vedeți că n-are ce să vă dea. Oameni buni, singurul medicament pentru sufletul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Se potrivește perfect cu sufletul nostru, dar trebuie ca tu și cu mine să pui mâna pe scară. Tu și cu mine să te alegi să te cobori. Tu și cu mine să te încrezi că Cel care ne ajută e Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Dragii mei, în seara asta vreau să facem o rugăciune. Nu facem chemare, dar aș vrea să vă întreb ceva. Pentru că
La 25 de ani și pe mine m-a întrebat cineva și vă spun sincer, întrebarea mi-a schimbat viața. Eram la 24 de ani, aproape de 25. Cu o depresie, n-aș dori nici dușmanilor mei să treacă prin așa ceva. Un an de zile de nopți nedormite, nu mai înțelegeam nimic. Știți la ce mă gândeam? Într-o zi voi ajunge într-un spital de psihiatrie și așa se va sfârși viața mea. Și mama mea, care cunoscuse cu câțiva ani înainte pe Domnul, m-a văzut în starea în care eram, venisem de la Cluj la Deva, s-a uitat la mine și și-a dat seama că viața mea e praf și pulbere. Și-a zis, vrei să scapi? Du-te la o biserică de pocăiți. Și m-am dus cu rușine, m-am urcat la balcon, că mi-a fost rușine. Știți ce mi-a plăcut în seara aia? Nimic. Nu mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut cântarea. Nici măcar nu știu ce-a fost. Dar la sfârșit s-a ridicat predicatorul și-a zis, ne ridicăm în picioare, ne-a pus să închidem ochii și-a zis, dacă este cineva în sala asta care are nevoie mai mult de Dumnezeu, acolo unde e, să ridice o mână să-L vadă Dumnezeu, nu oamenii. Și oameni buni, ascultați-mă. Întrebarea aia pe care o spus-o predicatorul în seara aia, mie mi-a schimbat viața. Am zis, Doamne, dacă Tu existi și dacă oamenii ăștia nu sunt nebuni, eliberează-mă și pe mine de toate nebuniile astea care sunt în mintea mea de un an de zile. Și m-am dus acasă în seara aia și m-am pus în pat și am avut o noapte cum n-am avut niciodată. Și m-am trezit dimineața și am strigat prin casă, există Dumnezeu. Și am zis, nu m-a putut salva nimeni. Nu m-a putut elibera nimeni. Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Și de atunci am cea mai frumoasă viață, pentru că într-o seară, ascultați-mă, Dumnezeu a privit la mâna mea întinsă. Închidem ochii. Închidem ochii în seara asta, pentru că nu vreau să vadă nimeni. Oameni buni, eu stau cu ochii închiși. Și vreau să întreb să te vadă doar Dumnezeu. Există cineva în seara asta care vrea să pună mâna pe scară? Există cineva în seara asta care a urcat pe scară și ar trebui să coboare? Și există cineva căruia e frică că nu o să aibă resursele necesare să urce pe scară? Să ridice o mână să-L vadă Dumnezeu. Dacă în seara asta există oameni, să ridice o mână să te vadă doar Dumnezeu. Oameni buni, vreau să începem și să ne rugăm. Pentru că Cel care ne poate salva, ascultați-mă ce vă spun, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă rog ceva și cu asta am încheiat predica. Oameni dragi, vă rog din toată inima mea, fierbinte înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați din Dumnezeu, oameni buni. Gustați în seara asta, gustați în rugăciune. Haideți să ne rugăm. Haideți să începem să cerem lui Dumnezeu să se atingă de cei care au ridicat mâna. Biserica se roagă. Începem să ne rugăm. Gustați în felul acesta prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu din ceruri să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne asculte rugăciunile, să ne dea biruință. Duhule Sfinte, coboară-te!